regimul juridic al cumpărării trestor personale pentru anul 2012 de către Victor Ionință, șefa direcției situații excepționale, Timcești, a Ministerului Afacerilor Interne. Deci, rezultatele menționate au fost prezentate în cadrul ședinței anterioare. Membrii au decis, au considerat pretendențe de a separa într-un act separat neajunsurile depistate, ceea ce a și fost realizat. Legătură cu cele constatate, rog să spuneți. Noi știți, obținem de comisie?